Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Planet Crafter pe Iona Games. Așa arată baza mea acum. Tada! Facem un tur al bazei pentru că am muncit un picuț aici. Am avut o chinuială. Băi, nu mi-a ieșit din prima, nici la a doua, nici la a treia, cred că din la cincea oară. Dar asta este forma finală a bazei. Cam așa arată acum la intrare aici. M-am bazat să fie o bază simetrică, ceva de genul. Da? Totul este simetric. Acolo sus avem două biodomuri T2 ca să bage oxigen și coace de copac la greu. Dar cred eu că cea mai mișto fațadă e cea din spate, tati. Deci din spate parcă arată mai bine. Și parcă aș transforma asta ca și intrare. Ia uite-o. Ia uite ea. Da, aici avem două generatoare de curent pe uraniu de alea T2, o să mai facem, le-am pus așa provizoriu, lucrăm după aia. Cam așa arată, da, baza acum. Avem aici o intrare frumos la biodomul de sus. Da, sună comună, biodomul de sus. Avem și intrare pe aici la parter dacă vrem. Încă n-am zugrăvit, n-am tras glet pe aici, deci mai durează. Au rămas în continuare plantația mea de vinete și de alte legume. Aici niște containere și aici este al doilea biodom, da? Ambele îmi fac oxigen și coajă de copac. Apropo de coajă de copac, hai să o și recoltăm, zic. Bang, bang, să mai facă și alta. Aici avem noi puse astea așa provizoriu, da? Mai lucrăm. Pe aici cu dovlecii, cu alte chestii, mai culegem și pe aici. Ciupercuțele mă interesează. Plantația o să o fac, cred că, la parter. Dacă fac rost de curent mai mult, ca să nu mai vii pe aici, iar pe sus voi face ceva de care am nevoie. Nu știu, acum am zis, mai devreme am scos astea, cum îi spune, hiterele din uite-te aici, aoleo, super aloie și alte chestii. Le-am mai aranjat pe aici, le-am mai dărâmat, le-am mai mutat în containere pe aici. E un pic de dezastru pe la mine pe aici, dar încă v-am zis, încă lucrez la treaba asta. Hai să dăm o tură și la parter. Bang. Și aici este în continuare în lucru. Avem aici un hol frumos. Baza este, cum se spune, simetrică. Pac, biodom 1. Da? E primul care l-am făcut aici. Frumos, elegant. Și aici este zona de lanci, tati. Zona de lanci, la intrare, frumos. Canapea. Aceste mai mult care au rol de decor. Au pus astea frumos de oxigen. Aici avem și o frumoasă vitrină în care am pus cele două premii, racheta de aur și racheta de aur, da? Amândouă le-am câștigat pentru cea mai bună bază, dacă nu mă laud eu. 2 ani la rând am luat premiul, cea mai frumoasă bază, da? Racheta de aur în 2001 și racheta de aur în 2002. N-am febră. Bun. Aici în continuare, stagiul, am trecut vigilios de stagiul de mușchi, da? Și nu mă refer la mușchiul ăsta, ci la mușchiul de care vine pe acolo pe jos. De aceea planeta este un pic cam verde, a început să schimbe culoare și mergem vigilios către floră, adică a început să apară pe aici pe acolo zmocuri de iarbă. Oxigenul se învârte, da? Pentru că avem două biodomuri T2. Căldura la fel, pentru că am mutat acolo afară, vă arăt ce am făcut și acolo. Presiunea e puțin cam jos, dar o să schimbăm pentru că am deblocat între timp drill T4. Asta ce că face 459 pe secundă, spre deosebire de asta care face 17 pe secundă. Adică vai steaua lui, astea toate le ștergem și le montăm pe astea care seamănă cu niște gândaci, caracate, ține niște chestii. Da? Stăm bine până aici. Curentul doar 2 kW disponibil, aprindem un bec și o lanternă. Cam atât. Pe aici a rămas în continuare holul cu astea, dar trebuie să le mutăm pentru că a apărut ceva nou pe aici de construit. Și în spate aici am mutat și am dărâmat în interior hiterele și am făcut hitere T3, T3 sunt astea, T4 chiar. Hai să dăm drumul și la asta să vedem. Am făcut aici o mică bază. Cineva scrie în comentarii că ar trebui să mut toate astea să fie mai departate una de alta, pentru că în momentul în care va apărea vegetație va fi și lag. Și uite că am ascultat ce a spus omul acolo și am montat aici undeva mai departe aceste hitere la maxim, da? De asemenea, trebuie să-i mulțumesc unui om care a intrat pe grupul de Facebook la mine acolo și vă invit și pe voi dacă vreți să intrați pe grupul de Facebook, că este în descrierea videoclipului. Omul mi-a arătat cu poze că am trecut pe lângă niște chesturi. Mersi frumos, Adrian este numele lui, Adrian, mersi frumos pentru pont.
O să mergem astăzi să luăm un chest ăla destul de important. Mai este un acolo pe, două secunde, că stați un pic așa, că eu mă duc cu inventory full și nu e bine. Nu e bine. Am pe aici o grămadă de chestii, o să le pun așa deocamdată ala-ndala, că v-am zis că deocamdată se lucrează, se vorbește pe aici și văd pe unde le pun și eu deocamdată așa la mișto. Da? Bun, ce ne spune domnul Adrian în acele poze de pe grup? Da, poze făcute pe videoclipurile mele. Mersi frumos, domnul. Mă simt onorat că chiar mă simt onorat chiar ai uitat acolo la ce am făcut eu. Bun, zice omul că aici am trecut pe lângă un chest. Și într-adevăr este un chest aici sub, acum este sub apă. Ia să vedem, mai este sub apă. Uite-l aici. Este chiar de aur. O statuie, frumos. Între timp am luat și statuia pentru cea mai bună. Ce pentru ce e asta, statuia asta? Asta este naveta care vin noi. Da. Am luat pentru cea mai bună supraviețuire. Eu știu. Hai să mă luăm de aici. Dacă tot aceea în zonă, am suferit foarte mult pentru că am construit la bază de fier, tati. Deci fier am luat de unde am putut. Pentru că am și construit acolo. Bun, vom construi un generator pe curent, tot o bară de aia de uraniu. Și de asemenea, voi spuneți în comentarii că a trebuit să chem racheta, să lansez racheta aia care aduce asteroizii pe, sau meteoriții pe planetă. Pentru că aia vor aduce și uraniu. Până acum am prins furtuni de alea cu meteoriți, dar care mi-au adus superaloi. Deci foarte mult superaloi. Deși aveau coada aia verde de la uraniu, erau superaloi. Acum o să lansez și vedem dacă am noroc să vină tot superaloi, nu prea e bine. Dar bune și aia. Da, sunt bune și alea, uite câte superaloi am pe aici, la Greuceanu. De asemenea, deci ăsta am 300 de uraniu, ne trebuie să facem noi un mic generator. Ăsta ne trebuie 3 bare, n-avem. Facem noi unul, aloi și cu apă. Să pune problema, tati, că avem, am zis, superaloi. Uite, avem și apă aici. Atât. Mamos. Ia să-i băgăm un generator pe uraniu, tati. Dar vreau să facem și frumos, elegant, încă o zonă. Hai să facem continuarea la asta, în care vom pune noi ăsta, generatoarele. Ia să dă-ți. Hai da, bre. Da, am început și noi să muncim, da, că am trecut 7 minute și am lălăit. Bine, v-am arătat, a fost ziua porților deschise și v-am arătat baza mea de pe planeta zisă ostilă. Da, deci când o să vină lumea acum, o să zică, dar de ce nu vei să te pui tu aici? Ce te deranjează pe tine? Iar baia care crește acolo? De ce îmi strigi mie aici designul? Nu vrea mușchii. Uitați-vă și... am fier? Am fier. Dar de ce nu vrea să mă ajute în problemă? Ia, hăți. Ce pupuț. De ce faci ea glume de-astea cu noi aici? Că eu vreau să fac ceva frumos aici la design. Nu mai am fier. Nu mai am fier și am pus și eu de-a... Ia stați un picuț așa. Că astea le șterg de aici și le pun în partea asta la altă. Ca să păstrăm cât de cât design-ul aici. Hai de vrei. Odată nu mai am. O să punem ăsta, generatorul, prima dată îl punem. Hai să le punem întâi pe astea. O să... să vă scoateți dacă aveți telefoanele în priză și alte chestii, pentru că voi opri curentul. Mi-a rămas să mă întorc după ele. Imediat se rezolvă, doar că să ne montăm noi generatoarele de aici. Aici. Ia bre, zac pe centru aici frumos. Pe primul zic. Nu mai am fier. Ia ușurel. Să luăm bara asta de uraniu. Deci pot să fac și pe al doilea, pot să fac și pe al doilea, doar că nu mai am fier aici, tati. Mai tăiem de aici și punem aici. Luăm de la săraci și dăm la bogați, sau cum era, invers. Odată, păi să le tăiem și pastă de aici. Și le punem aici, zic. Ce n-avem? Hidratare, imediat ne și hidratăm. Băi, să nu bea apă de la generator de aici. Și să punem și pe al doilea generator. Vine curent imediat, nu vă panicați.
Uite pe centru frumos aici. Ăla e. Am pornit și curentul. Bă, dar mai am un generator și nu mai am fier, tati. Hai să mergem până aici, zic, la... Opa, opa, dați așa un picuț. Prână. Am la mine un tub de la de oxigen, dar să nu îl consumăm, zic. Mergem puțin până în bază să ne luăm oxigenul. Vine băiatul. Ăla e. Puricică de asta. A, e. Hai să punem, mai să scăpăm de asta un picuț. Stați așa, stați așa, stați așa. Să punem aici în vitrină. Asta o punem aici. Da. O iau pe asta și o pun așa. Da? Ia uite, tati. Deci premiul racheta de aur, racheta de aur și premiul ciupercuța de aur. Deci că e ciupercuța asta, dar e, de fapt e naveta cu care am venit noi. Ce mai am pe aici, să mai scăpăm de ele? Asta le lăsăm deocamdată la noi? Hai să le lăsăm. Dați un picuț așa că avem aici un ăsta cu care scrie floricele. Hai să punem floricele, zic aici. Uraniu și cu astea pe aici. Uleu, ce dezastru e pe aici, pe la mine, până bază, zic. Bun. Mergem până la mina de iridium să luăm fier. Sună bine asta? Sună bine, da? Deci mergem până la zona de iridium, la mina de iridium. Și vreau să mai lansez o rachetă astăzi, de-aia de... uite, a apărut smocul de iarbă. O rachetă biologică, ci când dă un boost pentru biomasă. Vedem care e combinația, ne uităm când este și după aia câte o lansăm. Și după aceea să chem și meteoriță, cum spuneați voi, să vină cu uraniu. Deși am o îndoială, cred că e posibil la început să vină cu tot cu superaloi. Zic și eu, nu știu, vedem. Vedem care este combinația. A zis că trebuie fier de aici. Banc. Mai lăsăm. Hai mă, să luăm tot de aici. Ca să aibă ăla un să lucreze. Așa, tati. Mă gândeam, pot să ce filmarea. Ar fi bine să fim, bine dacă montam eu aici lângă bază un miner. Ca să mă ducă resurse, în special fierul trebuie. Deci foarte mult fier am consumat aici. Ia uite baza acolo. Ia uite baza acolo, ce bază avem noi. A? Ia, tati. Deci aici zicem să punem așa. Dați să ne uităm și la oxigen. Am putut așa, la construiam baza, n-aveam nicio treabă. Eu și o dată mi-a zis, alo, nu mai ai oxigen. Bagă-te la adăpost. Și acum zicem să punem al doilea generator ăsta micuț, deocamdată. Trebuie apă și superaloi. Hai să mergem la fântână. Hați și după aceea ne uităm câte rachetă și să construim și drill-urile alea. Avem trebușoară mult astăzi. Ne facem bă, ce-mi place acum culoarea asta verde așa. Una o bem, trei o bagăm aici la adăpost. Și mai trebuie trei super aloi, trei super oușoare, cum zic eu. Ia, tati, unde este super aloiul? Să vină la băiatul. 1, 2, iridium e pe aici, pe undeva la un moment dat. Aolo, e plin și ăsta. Păi cred că a trebuit să-mi construiesc eu de-aia de distrus materiale, pentru că deja am foarte multe materiale pe aici pe care nu le folosesc. Mai era o scuză când făceam superaloiul ăla, când mai tocam din ele, dar acum dacă au venit, dacă vine furtuna și mi-aduce superaloi, ce rost mai are? Și cred că era o chestie să-mi construiesc o de-aia de distrus materiale, zic eu. Ar fi o șchiță. Vedem. Ați... Frumos aici sus și punem generatorul pe ăsta, că n-avem deocamdată, suntem amărâți, îl punem pe ăsta așa. Dacă tot avem bara aia de ea. Vreau și-o pe centru aici să poate. Așa, tati, avem 2 T2 și 1 T1, deocamdată. Vedem cât avem disponibil și ne apucăm să schimbăm și drillurile, pentru că schimbăm presiunea, tati. Schimbăm presiunea pe instalație. Ia să vedem noi. Cât curent avem noi acum la dispoziție? 88 de kW. E bun, e bun, e bun. Iar un ăsta, cicălea, ne face, ne consumă 45. Deci, doar unul trebuie să montăm. Osmium și superaloi. Bă, mă lăudam că am superaloi, dar întrebarea mea este, pe unde mai am pe aici niște osmium? A, zic și eu pentru un prieten. Bă, ăștia, am văzut pe undeva, dar nu știu pe unde am văzut. Aici nu e. Hai să luăm ăsta. Cât de ăsta zice că ți-a venit voie? 6 bucăți. Văl eu. Și mă lăudam că am o grămadă. Uite așa se toacă.
Deci am 6 cred că știu unde e. A? Stați un pic, și aici avem ceva de luat. De mâncat, de fapt. Atât. Am luat o masă cu salată de vinete. Băi, am... Cred că știu unde le-am pus. Cred că știu unde le-am... Pardon, mă scuzați. Hai să iau și asta, deși mi-am pus o degeaba pe aici. Uite aici. Nu mai e. Care mi-a luat? Deci am aruncat unde am putut, am... ia. Uite-l, mă. Doar două bucăți. Și mi-e trebuie unul, două sau trei. Trei bucăți. Trebuie să mergem după el. Ia să ne uităm noi cât cu... Deci fii atent, avem ăsta. Deci ăsta de reciclare zice că îți dă componentele înapoi. Deci dacă bagi microchipul dacă am făcut noi, îți dă materialele înapoi. Dar este unul, uite ăsta, care e cică, și trebuie să osmium. Și 18. Care zice că destruge toate obiecte care bagi înăuntru. Da, adică toate materiale care n-ai nevoie de el, acolo haț, le-ai băgat acolo și le-ai rezolvat. Băi, mai trebuie o bucată de osmium. Ca să fac un drill de la șmecher. Unde cu... Stați așa un picuț, să coborâm. Și pe aici. Nu mai mă, pe aici nici o bucată, mă, dar asta rătăcită. Ia să vedem. Aici am urmă de chestii. Băi, leu. Aici e cu sulful. Hai să mă luăm un pic astea care sunt amestec. Știu că aveam mai... Asta e cu verde. Știu că la un moment am pus la întâmplare, când să-mi găsesc inventarul. Deci, să vedem pe aici, uite cât aluminiu am. Uite cât iridiu am, siliciu. Mamă, deci astea sunt toate pline. Nu am noroc. Va trebui să mai fac eu provizoriu. Două secunde, unde asta? Ceva de genul așa. Ca să golesc astea de aici. Și să mă duc eu după osmium. Știu eu un loc. Știi, e un loc, poate mai găsesc acolo. Bun, hai să mergem. Și spuneam eu că vreau să lansez și două rachete. Dacă aș putea acum pe filmare, aș fi gică de gică. Ia. Deci vreau să lansez pasta, spuneați voi, da, cu asteroizii. Da, că ducem asteroizi. Și mai am una de asta cu biomasă. Asta îmi trebuie copac, cutare, ambele cu motoare de rachetă. Le facem, nu e problemă. Acolo sus am eu o sursă de ham. Da? Ia uite, a început să facă verde, da? Deci nu mai e galben ăla și portocaliu ăla săcăitor așa pe ochi. Este și cu verde. Da? Cum zice taica părinte? Locul verdeață de unde a dispărut întristarea și suspinul. Cam ceva de genul ăsta este la noi acum. Ia. O să intrăm puțin aici, că aici am un container micuț. Trage un pic de aer. Așa, tati, pe aici ce mai avem? Avem și de mâncare, avem și... nu-i problemă. Și intrăm aici. S-a mai topit un pic din gheață? Ia uite-l pe nenea osmium. Sulf deocamdată nu luăm pentru că avem în partea cealaltă. Avem deja un miner acolo care ne aduce direct. Ia uite aici. Atât. Și cred eu, iată-ți așa o picuț. Am eu o vagă bănuială. Iată-ți un picuț așa, să iau și pe asta și pe aia. Să ies pe aici. Cred eu că aici ieșim la minerul de sulf. Adevărat? Adevărat. Ia uite, ce mică e lumea, tadam, și golim tot ce e aici. Dacă aș avea niște aluminiu, uite că așa am, aș putea construi niște panouri solare pe aici, pe sus. Iată-ți așa un picuț, dacă tot vorbeam de curent. E bine așa. Odată. Încă aluminiu și un silicon. Deja te arunci. Silicon,
silicon, aluminiu. N-avem prea mult, dar asta e. O spuneam eu, știm toate cute, că prefer acum să nu mai arunc, să zic asta, să facem panoul ăla, cât cuprinde toate aici, cât cuprinde, ca să ne dea cât mai mult curent. Ia. Ceva de genul. Trebuie cobalt acum. Mă, da, tu ești cod așa, când așa. Ia. Să adună fiecare panou de ăsta contează. Chiar dacă e micuț, chiar dacă e mare, punem acolo. Și scăpăm și de resursele, vă spuneam că deja am început să adune prea multe și în bază. Bine, la mine s-au dat multe în bază că am tocat acolo, am făcut multe nebuneli, dar pe aici pot să mai iau ceva, deocamdată nu pot să mai iau nimic, o să las și titanul ăsta aici și o să merg doar cu sulful și cu fierul, pentru că și magneziu avem acolo, și cu osmium, gata, tati. Și o luăm pe aici. Și trecem și pe la mina de iridium. A, uite, facem așa un tur de hartă. A, uite, au apărut rol de ferigi. A? Începe planeta să se colorez, dati. Să-i dea cu verde. Pe aici e mai cobalt. Două secunde. Ajungem partea asta altă, la baza asta altă. Ați. Aici. E mai mult din asta, dar nu o să luăm cu noi, pentru că deja suntem acolo în bază full. O să lăsăm aici, deocamdată. Ceva de gen. Nu e atât toți. Hai acasă. Am dat o tură de... Ce mișto că am dat o tură de asta. Da, e bine că am făcut osmium. N-am reușit să extrag osmium cu extractul care l-am. Mă gândeam eu și că am spus că trebuie să avem extractorul 2. Zic, nu știu, acum... Auzi, ce mă, verde cu roșu. Atate. Deocamdată nu avem... Nu mai avem uraniu, să mai facem ceva generatoare, dar mai punem panouri solare și să tragem cu racheta, să vedem, poate ne vine uraniu, cum spuneați voi. Apropo, ia să vedem cât curent este acum cu nouă generator și cu 121. Deci putem să montăm chiar două drill-uri de-alea. Ia. Se pare să aud... Începe furtuna? Două secunde. Sulf. Nu fier. E cu dare sau mai cu nisip? Vai leu ce e acolo. Nu vreau să ies afară. Băi, dar trebuie să ies că n-am apă. Apropo, să iau și o vânătă la mine. Uite, mă, că avem și apiță pe aici. Bun, zice așa, că ăsta avem nevoie de... Cât ăsta am adus noi la noi? Ia să vedem. 2, 4, 5. Și cu una 6. Facem două drill-uri de-alea frumos. Și de asemenea trebuie 12 superaloi. 1, 2, 3... Și o care mă rog cam o grămadă. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai de capul meu. Le-am tocat pe toate aproape. Vai. Ia, tati. Aici să montăm... Deci pe asta dacă le distrug nu dăm aluc. Hai să punem pe asta deocamdată. Uuu, ce mare e asta. Ia uite-o, tati. Ia. Ia-și pe flaxul aici. A? Mamă, ce mari sunt astea. Ia să vedem ce se întâmplă acolo la presiune. Și după aia să ne cumpăi, dar a rămas fără super aloi. Mă laudam eu că... Ia. Ia să vedem acum dacă se învârte presiunea. A? A luat așa ușor un picuț, nu? 1398 pe secundă. Două secunde, suntem aici. De la presiune, 79. Următoarea chestie care putem să deblocăm aici la asta este extractorul de gaz la 100 MPa. Și eu sunt 12,8. Ohoho! 81, uite că o ia așa ușor. Deci mai trebuie să fac de-aia, dar trebuie foarte mult osmium să fac de-astea. Motorul nuclear Fusion Generator.
Nuclear Fusion Generator este la 750 și am aici 9. Vai de capul meu, ce e aici? Aici ce este? Spreader de copaci. 303 avem, 7,5 MP, nici măcar n-am făcut 1 aici. Deci e de jucat aici. Și aici pulsar quartz. Bun, hai să facem de-asta de rachetă. Îmi trebuie două motoare de rachetă pentru fiecare asta. Mamă, îmi trebuie două de uraniu, două bar avem. Supera lui. Două de uraniu, tati. Nu știu dacă am așa mult uraniu. Ia să vedem, nu știu pe unde am... Uite-mă că avem două de uraniu. Două bare de iridium. Avem. Aț. Și ce mai este acolo? Și doi super aloi. Mai găsim și noi pe aici două ușoare de-astea. Nu mai e, mă, l-a tocat pe toate, mă. O, cobaltul e gol aici. Aici e aluminiu. Trebuie să le facem. L-avem încotro. Atunci, două de titan, două de silicon, două de magneziu. Mai departe. Aluminium 2. Cobalt n-avem. Ba da, două de cobalt. Una de fiecare? Titan cu tare, cu tare, ia să vedem. Știu că e câte una de fiecare, de asta. Hai tate, că am ținut minte bine. Așa tătuț. Și acum, teoretic, pot să fac două de astea de rachetă. A? Mai trebuie două, mai trebuie două de uraniu. Vă leu. Una, două de uraniu. Vine furtuna? Bombardeală sau tot vânt? Oh, e de-aia cu... Repede, și eu pe afară. Mamă, cum să strânge la baza. Mamă, ce e aici? Uite ce e aici. Asta e cu super aloi. Ia tati. Uite-l. Da, să mă să-l iau. Super aloi, vreau. Ia uite-l. Băi, dă-mă, lasă! Băi, lasă! L-am luat! Opa! Am găsit un chest iar. Mai stau câteva secunde până după aia dispar. Mamă, doar două bucăți am prins. Mamă, dar ce zgomot fac. Uite-l! Stai, mă! Mamă! Silicon. Uite-l! Ia-l! Încă pui! Mai stau la secunde și după aia dispar, dar oricum am prins câteva. Uite-l! Uite-l! Așa mă uitam că n-am... Ia! Pe aici s-au dus. Uite-l. Așa, tati. Mai unul aici. Ia uite, tati. Mamă, dar ce ochi de votor am. Ați văzut? O l-am banghit, tati. Ia. Bă, acum o să fie din ce în ce mai greu pentru că apar smoke-ul ăsta de iarbă și că te-am, uite că am de, uite, ați văzut că a dispărut, l-am pierdut. Mai e pe aici vreunul? Nu mai e. Păi acolo am văzut o, da bă, că am văzut un chest, un cufăr. Să mă amecetă nenea Adrian că trec pe lângă el, ia să ne ce e înăuntru. Cobalt, las că e bun. La revedere. Câte avem? Am prins ceva super aloi. Repede în bază.
Să vedem cum acum să construim rachetele alea două. Băi, v-am spus, o să chem racheta de dragul, v-am spus, de dragul ce ați văzut cu comentarii, dar cred eu că o să vină cu tot cu superaloi. Dacă ar veni cu uraniu, ar fi gică de gică. Bun. Hai să lăsăm. Ce să las eu pe aici? Ia uite, avem aici superaloi. Bă, deci să fac, uite, am și uraniu aici. Să fac chiar un pic de ordinate, că nu mai-mi place. Iar nu, iar e dezordine. Unde am pus? Uite aici. Uite, tate, lasă că a fost bine și așa, m-a picat. Lasă așa deocamdată. Ia să mă ducem, mergem noi până la rachetă, să vedem ce ne trebuie pentru cele două rachete, pentru... Fapt, nu până la rachetă. Să mergem până la rampa de lansare, să vedem ce rachete facem noi aici. Da? Am uitat. Ați... Bang. Ușurel. Bun, deci pentru asta biomasă ne trebuie doi superaloi, avem o de asta și o de asta, și pentru asta la altă ne trebuie cobalt 3 și cu două de superaloi. Deci două de superaloi și 3 de cobalt. Hai să lăsăm pe prima. Cobalt 3 și 2 de superaloi, a zis, nu? Lasă-le mai mult. Facem prima dată racheta asta și după ce facem și pe cealaltă cu... Vedem dacă ne aduce uraniu. Da. Up. Ușurel. Dacă am căzut pe lângă. Gata, tati. Ușurel. Și o dăm pasta, cic. Ia ce frumoasă e. Ia să vedem. Mamă. Houston, începem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vedem. Du-te, Dică, du-te. Ia. Și acum începe furtuna. De-aia de nisip. Stați un pic, aolo, n-am apă. Ce pică, mă? Aici a picat ceva. Băi, du-te, frate, cât ai bolovan a făcut aici. Ce-mi dă pe aici? Uite, bă, uraniu, bă! Ați avut dreptate, frații mei. Ia uite, bă, uraniu, bă! Băi, du-te, mă! Băi, strâng să-mi iau rachete, să-mi fac rachete, tati! Ia uite, bă! Ia uite, bă, ce e aici? Unde mă, unde ești, mă? Alo? Vino la mine! Vino la mine! Mamă, dar cât, ce bolovan pică, fratele meu! Unde ai picat, mă? Uite acolo, lângă bază! Mamă, cât ai cataroaiele pică, fratele meu! Bine că nu mi-a spart sticla de acolo. Uite, bă, uraniu, bă! Dar bravo, frații mei! Bă, ce m-aș face eu fără voi, tati? Ce m-aș face eu fără voi? Ia! Păi gata, mă, fac rachete de alea și le lansez. Pac, vine și luăm, vine cataroii ăștia mari. Mai punem o cataroi de la mare? Oh, stai că am prins puțin pe aici. A? Atât? Adevăr, e de muncă. E de muncă, adică să faci toate alea să faci, da? Facem. Fac așa materie o grămadă. Uite, mai e aici uraniu. Nu dispărea, nu dispărea că vrei să te iau eu. Și mai e și acolo. L-am luat, l-am luat. Mai e pe aici verde, ce mai e verde pe aici? Mamă, dar ce cataroaie vin, fratele meu. Oh, mâncare puțină. Am dat cu toate. Gata, am luat tot ce era uraniu?
Câte avem? Facem și noi de un nod ăla. Băi, dar ce cataroaie vin, fratele meu. A? Mai pe aici ceva? Văd că mai vede... Cum... Cum o lasă pe bine pe aici? Mai e bucata acolo, dar mă ajung la ea. Ah, m-am bucat aici. Așa, tati. Și fier, du-te mă că n-am nevoie de fier. Uraniu, uraniu trebuie. Bă... Meserie, tati, așa. Păi, acum acolo... Bag rachetă după rachetă, tati. Turbo. I-am dat-o de... De Mărineanu. Așa, tati. Păi, da... Facem măcar geantul de alea mici. Când strângem 3 bare de alea, facem unul de la mare. Hai că știe fratele vostru ce să facă acum acolo. Ce să facă? Trebuie să vă cinstesc acum. Trebuie să vă cinstesc că... Deci avem așa, 3... Câte avem? 1, 2... Deci avem 8... 8 și cu 5, 13. Băi, îmi trebuia 18 pentru 2 bare de alea, nu? Dar eu mai am pe acolo ceva. Mai am pe aici pe undeva niște uraniu pus deoparte așa pentru băiatul. Întrebare întrebătoare. O să punem uraniu aici. Și cealaltă rachetă, să vedem aia biologică, ce se întâmplă cu ea. Deci ne uităm un picuț aici. Deci la biomasă avem 275 de grame pe secundă. 8 tone strânse. Hai să vedem ce se întâmplă dacă dăm racheta aia cu biomasă. A scumpit America, opa. Dați un pic așa că m-a luat amețeala. E că de la uraniu l-am tras prea mult pe nasă, uraniu de la... Ia, unde mă? Atât. Deci, paia pentru biomasă, să vedem acum. Deci avem un fertilizator de la cu negru. Doi superaloi și cu odaia și cu odaia. Ia să vedem. Odaia și odaia și odaia și odaia. O coajă de copac. Avem așa, la flore aici. Avem o coajă de copac și un de asta. Bă, da, dacă asta se consumă, dar cred că doua dată fac sub... Și avem și superaloiul. Și mai trebuie fetător de la negru. Avem pe aici vreo pungă rătăcită. Trebuie să-l fac. Trebuie să-l fac. Mergem aici la Biolab. Asta neagră se face cu vânătă și cu alge. Să mergem să luăm alge. Mai am pe acolo, dar hai să luăm, să avem. Hop. Am să fac aici o bază pe mapă, dar nu mi-a ieșit mie ce am vrut eu și atunci am renunțat la proiect. Da, asta nu înseamnă că l-am și abandonat. Da. Uite, puteți aduna acum și pe fundul apei. Ia uite. Acum e fel de subnautic, ia uite-l. Ia uite-l ia. Hop. Da, aici tătuțul e. Ia uite baza frumoasă aici. Scrie aici baza Iona, nu știu, ceva de genul. Bine ați venit. Welcome. Una bem și restul le luăm. Ap. Avem și floricele, că tot le pierdusem eu. Băi, trebuie și mâncare și trebuie și vânătă, a zis. Vinete, pardon. Nu mai știu câte trebuie să iau, dar am luat de aici. Și parcă sulf, zicea, dacă nu mă înșel. Sulf. Și am dat o pastă de aici. Aia, tati. Aie. Ne-am făcut frumos plicul. Aici pune restul de alge. Și vedem tot ce ne trebuie pentru lansat. Deci încă o dată ne uităm la valori, să vedem ce se întâmplă dacă dăm racheta aia de biomasă. Deci avem 8 tone și avem 275 grame pe secundă. Ia să vedem că îi dăm racheta ce se întâmplă. Sunt și eu curios. Îmi dă un bus ceva pe acolo, o chestie, o treste, o sarma, o... Pardon. Pasta, zic. Ia. Oooo! Ce rachetă frumoasă, cu verde, cu pace mie. O luăm pe aia iar? 10, 9, băi, ce-am... Ceva la nas. Ia. Ce se întâmplă? Asta ce aruncă? Asta aruncă ceva pe acolo din atmosferă?
A? Cade ceva din cer? Frunze? Sau să... A? E un vânt, dar e o culoare parcă verde, așa. De la asta mea, ia să vedem ce se întâmplă la... cu verde pe aici. Ce se întâmplă la biomasă? 2750 pe secundă! Mamă! Ia uite toate ce e aici. Ala boost. Avem două... avea fi două kilograme pe secundă. Mamă, aproape 3 kilograme pe secundă. Uite mă ce vine astea verzi pe aici. Uite ce frumos, 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 frumos. Va... cât ține asta? Îmi dă pe ceva? Apa și astea cu verde, așa. Mamă. Ia. Cât ține furtuna aia? Cred că îmi dă mie aici. 2751. Dar cred că trebuia să fi pus mai multe de-astea care îți fac biomasă. Cred că îmi dă busa ce am eu. Deci mai trebuie să mai dau racheta mai încolo, dar trebuie să o consum din alea, dacă mai am. Așa rămâne? 2,3 kg de biomasă pe secundă? 34, 35. Mă uităm. Bun. Băi, acum ia să vedem. Să ne facem un congelator de curent, zic. Hats. Deci încă avem apă, avem bara. Ne facem bara, ne facem bara de uraniu. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aie. I-am dat bara frumos. Aie. Și acum zice așa. Încă un ou ușor de ăsta. Superaloi. N-avem superaloi? N-avem super... Avem, avem. Și de asemenea îmi trebuie niște fier. Mai... băi, deci e un haos la mine pe aici. Una... două. Mai pe aici vreun fier ceva. Trei și aici. Să construim acolo frumos. Mai punem un congelator de asta T1. N-avem. Când strângem încă o bară, punem și pe, facem direct pe asta mare. Mai punem și panouri solare, nu e problemă. Nu e problemă. Nu e problem. Ia să vedem. Să punem asta, zic, aici. Să punem asta aici, zic. Și să punem încă două. O dată aici. Și odată că nu mai avem fier. O bucată îmi trebuie și mie. O bucată. Du-te și caută pe jos. Ia. Dacă nu mă duc până la miner, asta e. O duc la miner de iridium și eu de acolo. Nu-mi dăm o bucată de... aprinde buleftica. Ia. Titan. N-am eu bulanul ăsta. Titan. Titan, ce mai tare capitan. Nu mai titan pe aici. Ia. Yeah. Silicon. Uraniu. Băi. Mamă, cum ai dat mie așa uraniu? Meserie. Mai facem un generator, facem de la mare, de la Marley. Dacă facem încă o bară, stați așa și dărâmăm și pe la partea de la mare. Stai așa, bobelu. Stai așa, bobelu, că e problema aici. Am zis că ne trebuie fier. Atât am luat. Deocamdată. Stânge bulepțe că consum degeaba bateria. Mai facem o bară de uraniu și facem generatorul de la Marley. Zic. A, căzut o stâncă, cred că aici am avut un meteorit, până aici a venit. Cred, nu? Ceva de genul. Hai. Hai că facem treaba azi. Facem un generator de la mare pe curent. Și te-am leștit un pic ca să mai construim niște drill-uri. Problema este că încă nu avem osmium suficient pentru drill-urile alea, așa că să facem alte de alea mai micuțe. Facem pe al treilea de asta micuț, tati, tati, așa un picuț, că se rezolvă. Stați așa, nu mișcați. Păi da, auzi aici câmp cu flori. Op,
Stați un pic că nu pe aici puteam să intru, pe aici puteam să intru. Ăla sunt. Ia. Deci avem două, avem două, patru, cinci. Și mai trebuie patru. Exact patru avem aici. Ăla e. Ăla e. Și o dăm pe asta așa, frumos. Frumos. Odată. Zice că așa. Deci, de ce tot v-a văzut toată schema? Da, să învățați. Unde ăsta ne dă 86 de kW pe secundă. Ăsta la altul, că ne dă 331. Ăsta folosește 3 bare de uraniu. Ăsta folosește o bară. Dacă mulțim 3 cu 86, deci 24, 240 și un picuț. Deci 3 bare, mai bine folosim la unul singur. Dacă ne dă mai mult. Deci câștigăm plus, da? Dar ne trebuie încă un explosiv powder. Explosiv powder, vei merge în laborator. Iată-ți. Zice că ne trebuie sulf și cu iridium. Păi n-avem noi sulf, n-am fost noi acolo și am luat sulf și cu iridium din partea asta. Cred că trebuie să tot am mult iridium. Cred că îmi construiesc unde asta de iridium aici, în laborator, pentru explosiv powder ăsta. Ia dat-o, pac. Da? Și zice că pentru asta avem tot ce ne trebuie. Da? Inclusiv apiță. Ăla e. Dar să vezi și noi o gură de apă, dar mergem și bem noi așa și după aia dărâm pe la micuțul și fac direct unul mare. Ați, am băut apa. Și o să iau încă una cu mine pentru că trei le folosesc la generator, să rămân și eu cu una de rezervă acolo. Și să fac încă una pentru de oxigen. Deci încă o dată avem 30,25 de kW. A trebuit să facem acum 30... din 351, deci trebuie să rămân cu 320 pe plus. Nu? Matematica cuantică, ia să vedem aici. Deci, prima tale, te dărâmăm. A căzut curentul, ce să vă fac? Ce să vă fac, asta este. Și l-am băgat pe ăsta aici. Ia și-o pișentru aici. Iată, tati. Mamă, deci avem 3 bucăți, de-astea marili. Ia vedem acum ce cum stăm cu curentul și acum iar ne jucăm cu ce vrem noi. Ia. O dată și 275 de kW. Păi da, matematica mai de unde a ieșit. Nu mai știu. Dar oricum e bine. Deci avem de folosit ăștia. Drill-ul 3-4 consumă, deci 2 consumă, nu, deci 45 pe bucată. 45 ar merge aici să băgăm mai multe drill 4 de asta, dar nu avem osmium. O să mai caut niște osmium în afara filmării. Și să vreau să văd dacă aia cu biomasa mai este... Păi a rămas în continuare. Deci a rămas în continuare cu 2751. Păi și acum dacă eu mai construiesc, de exemplu, ceva care îmi generează... Deci asta... Probă. Probă de microfon, înainte de filma, de închidere. Hai să una simplă să facem ca să nu ne complicăm. Ce să montăm noi? Să montăm o dată de alge care dă biomasă, cică, dar îmi trebuie pentru ea nuggets de ăștia și magneziu. Ia să vedem, magneziu avem aici. Am luat, am luat. Și nuggets de aia, băi, dar pe unde n-am eu nuggets de aia? Termina... Uite pe aici, mai avem osmium. Da, nu așa. Cred că pe acolo, pe sus iar. Sigur acolo sus. Să facem un experiment. Ce se întâmplă dacă... Deci avea, mi-a rămas boost-ul ăla acolo. Da? Dați un picuț așa. Deci dacă mai dau acum o rachetă, mai dă boost la boost? Uite, avem aici. O să montez o de asta, avem. Așa, tati. Ia să ce se întâmplă dacă mărim biomasa. Încă o dată, mamă, ce pe aici la mine. Cam mare bază, măcar tot ce-s pe aici. Zice că avem 2751 grame pe secundă. Ia să vedem că mai montăm noi o de asta. Ce se întâmplă? Așa, la mișto. Facem o probă. Asta ce că trebuie să dea... Brei. 0,60 de grame. Aolo, ce am făcut și experimentul lui Michael Jackson aici. 0,60 de secunde pe secundă.
Ia să vedem ce se întâmplă acum. Era 51 pe 57. A, deci ne crește bustul. Ok, 1000. Deci ar trebui să băgăm foarte mult la biomasă. Dacă tot avem acum liber, aș putea să mai construiesc de-astea, Biodom 2. Unde ești, tate, Biodom 2? Unde e Biodom? Uite aici. Asta putem să avem problemă. 75, 1450 de oxigen și biomasă 11 pe secundă. Asta cât dă? Oxigen, atât dă mai oxigen. Opa! A venit furtuna iar? Ne golim inventarul, ia să vedem. Cred că e tot cu o ușoare. Oh, cu uraniu! A, uraniu? E cu uraniu acum, tati! Mamă, păi îmi fac generatoare acum și pe aia mă joc ce vrea mușchiul meu. Ia. Mamă, ce... Ha? Unde mai sunt, mă? Mamă, dacă s-a auzit zgomotul aici. Bă, tot cheltuie, cade, dar nu s-a agățat nimic pe aici. Ia. Yeah. Ce-mi dat aici? Ce mi-a dat? A căzut și pe aici? Oh, n-am... Uite că am văzut uraniu aici. Mamă, păi dacă îmi dă acum uraniu... Ia, două secunde. Bă, n-am mâncare. Cum eu pot să deci? Stai că să mă duc să mănânc. E meseria așa dacă îmi dă uraniu. Păi îmi fac... Da, să ajung neapărat, mamă, să ajung neapărat la masă, să mănânc. Ușurel, ușurel, ușurel. Pe aici unde avem niște vinete, pe aici avem niște vinete. Așa, tati. Încă tură pe afară. Stai că acum după uraniu. Ca să mai fac generatoare acolo. A? Păi ce-am fost? Atâta? Trei bucăți de uraniu am prins? Aaaa, vreau și un mai mult. Uite că am găsit un super aloi. Las că e bun și ăsta. Vreau și un mai mult, tati, de-astea. Uraniu vreau. Da, deci acum trebuie să jucăm foarte mult, să adunăm foarte multe resurse. Pentru că... la tehnologia cu o să deblocăm, trebuie să așteptăm. Bun, hai să nu mai lungim, cam așa arată baza mea. Am făcut un generator de curent T2 pe uraniu. Am lansat două rachete, nu una, două. Una mi-a dat boost la biomasă, una mi-a adus uraniu pe planetă. Am trei bucăți aici. Sunt bune și astea decât de loc. Ia, pune și pe asta la un loc aici. Ia să vedem pe aici câte mai avem. Facem o bară de aia de... Și cu asta de aici. Și cred că cam asta e. Da, hai să lăsăm și pe asta aici ca să fie la un loc. Aia, facem pozit. Bun. Păi, stăm bine pe aici. Suntem la 53% din stadiul de flora, adică să aducem frunze. Până acum avem frunze, iarbă, boscheți. Până acum avem mușchi. Aici pe ăsta, cum stăm? Ia să vedem. Deblocăm ăsta de mâncare la 35 de tone. Avem 10 tone de biomasă. Să învârte repede pentru că avem acum un boost. Stăm frumos aici la intrare. Am luat și premiu pentru cea mai bună bază. Da? Aici... statueta. Și cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la viitoare, să fiți călduros. Salut!